Bine ai venit la primul episod din Porția de Cinema. Eu sunt Clara și sunt aici alături de Sorin, care, după cum spune și Petricou, este mare fan Ghostbusters. Yeah! Tocmai de aceea vom vorbi astăzi despre Vânătorii de Fantome, Imperiul Înghețat. Sorin, mai ții minte cumva ce se întâmplă în Ghostbusters Afterlife? Stai puțin, are așa multă legătură cu acesta? Trebuie să-l vezi neapărat? Are legătură, ținând cont că este un sequel. Acum vânătorii atât vechi cât și noi fac echipă ca să combată o amenințare de proporții care este foarte periculoasă și aparent foarte rece, de aici denotă și numele Imperiul Înghețat. Ah, ok, înțeleg ce zici. Dacă stau să-mi amintesc acum, Moștenirea sau Afterlife era la rândul lui un sequel pentru 1 și 2. Exact. Dar și un fel de reboot în același timp, exact. Că începe cu o echipă nouă de vânători de fantome, dar se reunește cumva cu cea veche. Exact, adică cu alte cuvinte o să revedem castul OG înapoi în acțiune. Presupun că ăsta este și motivul principal pentru care vrei să vezi filmul? Da, așa e, de-abia aștept să văd cum se continuă povestea, dar sunt fascinat și de efectele vizuale pe care le-au realizat până acum pentru fantome. Fair. Și mai ales pentru acei mici Stay Puft haioși. Trebuie să recunoaștem, sunt adorabili. Yeah. Eu aș vedea filmul doar pentru Paul Rudd și evident pentru poveste și pentru aceste mici adorabile Little Puft, cum se pronunță ele, pentru că sunt absolut adorabile, da. Sunt atât de squishy, vine să le mănânci. So cute. Da, și apropo de figurinele acestea pe care le avem pe pahare, care este preferata ta și de ce este Slimer? De ce ai presupune că este Slimer? Pentru că e Slimer, adică uite, e emblematic. E... Mereu te gândești la Slimer când te gândești într-adevăr, la Ghostbusters. Într-adevăr, putem spune că este Slimer, dar eu acces mai mult pe acest Marshmallow Man. The mini ones, știi? Pentru că sunt, după cum am spus mai devreme, sunt foarte drăguțe. Ok, da, înțeleg, punctul tău de vedere. Ok. Dar știi totuși că am vorbit mai devreme despre vânătorii old school, OG și vânătorii noi cu Paul Rudd, Finn Wolfhard. Care este echipa ta preferată de vânători de fantome? Păi sincer ar fi foarte greu să aleg pentru că fiecare are calitățile sale. Înțeleg, echipa OG este emblematică și toată lumea de-abia așteaptă să-i revadă, dar eu aș vrea să le dăm o șansă și puștilor. Total de acord. Până la urmă sunt niște actori foarte buni cu toții, dar pentru mine personal, echipa veche de vânători de fantome, the OG cast, rămâne și va rămâne totdeauna favorită pentru că practic sunt de neînlocuit. Adică practic nu ai cum să-i înlocuiești pentru necunoscător. Ok, și dacă tot vânează fantome, câte fantome noi crezi că o să apară în acest sequel? Păi hai mai bine să facem așa, zicem amândoi la 3, 2, 1 și... Da, da, cel mai bine. Ok, 3, 2, 1 și... 53! Nani? N-ai citit scriptul? Am avut un script? Anyway, noi îți recomandăm să vezi filmul Vânătorii de Fantome, Imperiul Înghețat, din 12 aprilie la Cineplex. Așa că te așteptăm la film și nu uita să ne lași un like, un follow, un subscribe la noi aici jos pe canal, ok? Butonul acela mic. Exact. A, și apropo de bilete, că nu m-ai întrebat, biletele se pot achiziționa de pe site-ul cineplex.ro, cu 2DX, sau din aplicația de mobil Cineplex România, care este gratuită. Deci te așteptăm la film să vedem împreună Vânătorii de Fantome, Imperiul Înghețat. Buia! Buia! Pe ca mine!